Salut, eu sunt Rodby și astăzi o să vă răspund la probabil întrebarea multora pe care poate v-ați pus-o în copilărie sau poate sunteți curioși dacă se fac bani YouTube sau nu. Sau poate ați auzit sintagma din YouTube nu se fac bani, asta de acum foarte mult timp. Era adevărat? Nu era adevărat? Încercau YouTuberii să nu suprapopuleze piața și de aia ziceau că nu se fac bani înainte? Dar acum... Acum se fac bani pe YouTube? YouTuberii ăștia au cum să trăiască din YouTube la modul, bă, pui clipuri din YouTube și gen, poți să faci ceva sustenabil din YouTube sau efectiv trăiesc de pozii de palta YouTuberii ăștia și nu prea se fac bani din YouTube? Astăzi voi răspunde la toate întrebările voastre pentru că vă voi arăta și vă voi explica cum funcționează plata pe YouTube, cum ești plătit pe YouTube, cu cât ești plătit, cu cât erai plătit înainte și probabil cea mai întâlnită întrebare, câți bani se fac pe un milion de view-uri? Vom răspunde astăzi și la această întrebare pentru că avem și un clip de un milion de view-uri și vom vedea câți bani s-au făcut pe clipul de un milion de view-uri. Voi fi foarte transparent cu voi, vă voi explica absolut cum funcționează lucrurile și cum ești plătit și de ce ești plătit mai mult sau mai puțin sau cum să fii plătit mai mult sau mai puțin pe clipuri și cum funcționează toate aceste lucruri. Veți afla astăzi în clipul de astăzi cu mai multe exemple pe mai multe clipuri pe nișe diferite și veți vedea cum funcționează plata pe YouTube și vă voi explica că aceasta diferă de la lună la lună și nu mereu este la fel, indiferent că clipul ăla într-o lună a generat anumiți bani și după aia luna viitoare a făcut aceleași view-uri, dar a generat mai mult sau mai puțin bani. Lucrurile astea diferă de la lună la lună și astăzi vom examina clip cu clip câți bani faci sau nu faci sau nu făceai din YouTube. Să trecem la partea cu banii pentru că asta vă interesează pe voi. Primul exemplu vine din perioada pandemiei 2020. Foarte salut, eu sunt Rodby din viitor care a văzut că web-ul meu acopera anumite statistici, cum ar fi RPM-ul și vă ziceam acolo că am făcut 4 lei, că am făcut 5 lei pe 1000 de view-uri, dar voi nu vedeați lucrurile astea pentru că web-ul meu acoperea lucrurile astea. Îmi cer scuze, dar am spus fiecare lucru cu exactitate, adică am spus cu punct și cu virgulă câți bani se făceau din clipurile alea pe 1000 de view-uri, puteți să mă credeți pe cuvânt, oricum dacă calculați, vă reiese aceeași chestie. În fine. Or la clip. De mult timp ați auzit că pe YouTube nu se fac bani. Hai să vedem ce bani se făceau în trecut din YouTube de pe clipuri. Și ăsta e un exemplu chiar foarte bun pentru că este un clip cu foarte multe view-uri, cu 24 de minute de clip, adică este un clip lung. Și hai să vedem. Câți bani s-au făcut pe clipul acesta? 451 de lei pe 331 de mii de view-uri, dacă mă întrebați pe mine, o mizerie, efectiv o mizerie, dar, repet, clipul este din perioada pandemiei 2020, încă reclamele nu erau plătite atât de bine. Deci, da, youtuberii aveau dreptate, din YouTube nu se făceau bani, 1,36 lei pe 1000 de view-uri, ceva groaznic, horror, pe bune, când mă uit la clipul ăsta și mă gândesc că aici... Cu puțin noroc putea să fie 4.000 de lei, nu 451 de lei, e destul de groaznic. Dar da, pe vremea aia, cam ăștia erau banii. Dacă vedem că s-au făcut 331.000 de view-uri și s-au făcut 451 de lei în toată perioada când datează clipul ăsta pe internet, hai să vedem câți bani a făcut acesta în prima zi. Pe 41.000 de view-uri, deci 41.000 de view-uri într-o zi, mult, foarte mult, să atingi... Numerele astea în perioada asta e foarte mult. Dar vedem că se poate și mai rău. Era și mai groaznic decât v-am spus până acum. În prima zi din 41.000 de view-uri, care puteau să plătească destul de mult, a plătit 26 de lei. Deci eu pentru acest clip foarte bun în perioada asta. Dacă ai raportat cu perioada asta 41.000 de view-uri într-o zi, bă, cu 26 de lei în secunda de față îmi luam un meniu, nu maxi de la Mac, îmi luam un meniu de la Mac, atât. Pe clipul ăsta deja mi-am luat meniu de la Mac. Da, dar trebuie să țineți cont că în perioada aia, deși banii nu erau substanțiali,
într-adevăr, view-urile erau foarte, foarte mari. Cum puteți vedea aici, eu am făcut 41.000 de view-uri într-o zi. Astăzi, în schimb, să faci 41.000 de view-uri într-o zi înseamnă că o duci foarte bine, ești probabil în prime-ul tău. Foarte greu să vezi în ziua de astăzi oameni care probabil aveau 100-200.000 de view-uri în prima zi, o să-i vezi cu 50.000 de view-uri acum într-o zi. Pentru că deși YouTube-ul teoretic a crescut, view-urile se fac mult mai greu. Dar haide să ne ducem pe partea actuală și să vedem câți bani se fac în prezent din gaming. Nu prea am mai postat eu actual gaming, deci nu am un clip cu view-uri umflate. Avem un clip de Among Us cu 15.000 de view-uri unde s-au făcut 100 de lei. 100 de leuți puternici. Putem vedea că lucrurile s-au schimbat dacă apăsăm pe revenue. De obicei eu îmi țin statisticile acestea în dolari. Acum le-am pus în lei pentru clip ca să fie mai ușor pentru oameni. Pentru că poate în dolari nu toți erau familiarizați cu dolarii sau cu euro. Ei bine, vedem că lucrurile cred că clipul ăsta e din 2023, nu 24. În 2023 s-au schimbat. Deja nu ne mai punem problema de un leu pe 1000 de view-uri. S-au schimbat lucrurile la 6,50 lei pe 1000 de view-uri. Acesta este un exemplu. Numerele astea pot varia de la clip la clip și de la minute la minute. Poate să fie mai mult sau mai puțin de atât. Nu toată lumea face 6,50 lei pe clip. Unii fac mai puțin de atât, alții fac mai mult de atât. Bine, 6,50 lei e foarte, foarte mult pe 1000 de view-uri. Deci, pe 15.000 de view-uri am făcut milionul. Milionul la puternic. În perioada actuală mă duc și mănânc bine de la Mac. Efectiv, am un meniu puternic la Mac. Mai multe meniuri deja. O duc foarte bine pe un singur clip. În prima zi să vedem ce a generat clipul acesta. 7.000 de view-uri și 44 de lei. Vă amintiți? Cu puțin timp în urmă, clipul acela generase 44.000 de view-uri și 26 de lei. Deci clipul ăsta cu 7.000 de view-uri în prima zi mi-a plătit dublu aproape. Da, aproape dublu, că l-a făcut 26 de lei, nu avem dublu. Dar aproape dublu cu mult mai puține view-uri. Cu mult, mult mai puține view-uri. Deci, vedem că deși view-urile au scăzut, RPM-ul, adică câți bani faci pe 1000 de view-uri, a crescut de la 0,60 cât aveam acolo la 6 lei. Deci, de 10 ori mai mult de data aceasta. Bine, acesta este un exemplu în care... Este un exemplu fericit de 6 lei, poate scrie aici 4 lei, efectiv, nu e neapărat să fie 6 lei. În fine, acesta este un exemplu de gaming. Dar hai să vedem cum funcționau piesele și cum se plătesc piesele, pentru că am câteva piese pe YouTube și hai să vedem cum funcționează și plata pe YouTube la piese. Începem aventura cu prima mea piesă postată pe YouTube cu Ice Island Rotten Flesh. Vedem că piesa a mers bine, 264.000 de view-uri. Dar câți bani a generat pe 264.000 de view-uri? 400 de lei. Deci din 264.000 de view-uri s-au făcut 400 de lei. Hai să vedem cum a funcționat în prima zi a piesei, efectiv, cam ce RPM am avut în prima zi și ce RPM avem acum. Avem 1.64 pe 1000 de view-uri, 1.64. Da, cu 400 de lei, cam bine, cam bine. Dar în prima zi, ce să vezi, 16.000 de view-uri mi-au plătit 19 lei. Bun, vă amintiți, nu acum mult timp că v-am arătat pe Among Us cât au plătit 7.000 de view-uri. Ei bine, lucrurile variază, dar din nou, piesa aceasta este din 2021, nu 2023. Și vedem că am avut un RPM oribil de 1.22. Ce puteam să fac cu 19 lei în prima zi? Nu prea multe. Și în același timp, 400 de lei pe toată perioada clipului și 200.000 de view-uri, foarte puțin. Dar ce se întâmplă dacă mergem în perioada mai actuală a lucrurilor și vedem cum funcționează o piesă în zilele de astăzi și cât este plătită? Dar din nou, o să avem mai multe exemple. Ei bine, ajungem în timpuri mai actuale unde vedem sume puternice, unde putem să ne bucurăm nu de 400 de lei și de 2500 de lei pe
pe 635.000 de view-uri. Rodby, Vara Capibara cu I Hate Pink. Putem observa aici că din 635.000 de view-uri am avut un RPM de aproape 4 lei. Foarte bine, foarte fericit să văd așa ceva, dar cum a fost în prima zi de la postarea piesei? Pentru că vedem că piesa a fost postată prin 2022 și acum suntem în 2024. Hai să vedem ce RPM am avut în prima zi. Ce să vezi, prima zi de la postarea piesei nu a fost atât de fericită cum arată momentul de față. Piesa genera doar 1,86 lei. De ce vorbesc așa? Piesa genera doar 1,86 lei pe 1000 de view-uri. În timp ce, după mai mult timp, când RPM-ul a crescut în România, a crescut și ea la 3,93. Am ajuns la minunata sumă de 25 de milioane. Următoarea voastră întrebare poate să fie: Rodby, dar pe un clip de o oră lucrurile se schimbă? Pentru că ai spus că, vezi tu, la watch time, odată cu watch time-ul, crește și RPM-ul sau scade, cine știe. Vrem să vedem și noi, pe un clip mai lung, dacă lucrurile se schimbă și RPM-ul crește sau scade sau ce se întâmplă. Primești mai mulți bani pentru că filmezi mai mult? Haideți să vedem. Din nou, nu prea am făcut foarte mult gaming în ultimul timp, așa că am un clip de o oră cu Among Us, o oră și 3 minute, unde putem să vedem ceva fenomenal, ceva extraordinar. Vedem 90 de lei aproape sutica pe 6600 de view-uri. Păi, dacă toate clipurile mele erau așa, era ceva puternic. Deci avem un RPM de aproape 14 lei. 14 lei pe 1000 de view-uri nu o să vezi foarte des. 14 lei și în prima zi, haideți să vedem cum a fost. 4000 de view-uri, 50 de lei. Departe de toate clipurile vechi. Deci acest clip cu 4000 de view-uri a întrecut cât a generat primul nostru clip din exemplele de astăzi, cu 40.000 de view-uri în perioada 2020. Deci acele 40.000 de view-uri mi-au plătit de două ori mai puțin decât acest clip de 4000 de view-uri. Vedem că lucrurile s-au schimbat. Din YouTube chiar nu se făceau bani și acum pot spune că da, se fac bani. Și da, uite că poți să faci mai mult de $1 sau mai mult de $2 pe 1000 de view-uri. Contează conținutul pe care îl produci, contează durata clipurilor, contează mult mai mulți factori. Pentru că tu, dacă ești pe o nișă diferită, poți genera mai mulți bani decât altcineva care face, nu știu, de exemplu, reacții. Pentru că poate vă întrebați, dar hei, din reacții se fac bani? Pentru că tu îmi arăți aici clipuri de gaming, dar tu primordial postezi clipuri de reacții. Haideți să vedem câți bani se fac și pe reacții, de ce nu? Din nou, un clip postat în 2020, un exemplu bun cu foarte multe view-uri. Avem o reacție, am reacționat la Marea Memare a lui Rovion, cum vreți voi. Clip de 20 de minute. A plătit aproape 400 de lei pe 88.000 de view-uri. 4,34 lei, cred că asta vine undeva la aproape $1 pe 1000 de view-uri. Deci, da, bine. Sunt reacții care sunt plătite mult mai bine de atât, sau reacții care sunt plătite mai slab de atât. Depinde de cât watch time are clipul acela. Dar vedem că clipul este din 2022. Haideți să vedem totuși ce RPM a avut în prima zi. Vedem că RPM-ul totuși a scăzut în timp. Vedem că clipul inițial, în prima zi, wow, dar asta că nici nu știam. Pe bune? Sigur nu e stricat sau ceva? Vrei să-mi spui că clipul ăsta a avut 2000 de view-uri în prima zi și a ajuns la 88.000 de view-uri? Aici sunt eu mirat pentru ceea ce se întâmplă, dar vedem că în prima zi, deși a avut 2000 de view-uri, sărace rău de tot, eu nu înțeleg cum a putut clipul ăsta să își ia atât algoritm încât de la 2000 de view-uri, deci gunoiul pământului, să aibă 90.000 de view-uri, dar putem vedea că avea 5,57 lei la început. Deci a fost mult mai bine plătit decât este pe toată perioada clipului. Pentru că a scăzut la 4,34 lei. Da, interesant. Și pentru mine a fost interesant. Nu știam că clipul ăsta a avut vreodată 2000 de view-uri. Putem vedea că a generat în timp câte 16 lei, 12 lei. A gătit clipul ăsta. A vrut să gătească, uite. S-a trezit și în 2023 să mai facă niște view-uri. A spus, bă,
Mai tragem un pic, de ce nu? Da, dar ajungem la finalul clipului și v-am promis un clip de 1 milion de view-uri, nu? În același timp este și o piesă, deci vă răspund și la întrebarea câți bani se fac din piese pe 1 milion de view-uri. Avem răspunsul la două lucruri, câți bani se fac pe 1 milion de view-uri și câți bani se fac pe 1 milion de view-uri pe muzică. Sunt aici să vă răspund la mai multe întrebări aparent. Haideți să vedem. Hitul acestui canal, Șobolan la volan. Cred că am făcut și o rimă, nu? Ei bine, vedem că avem 1.1 milioane de view-uri. Clipul ăsta a gătit și a mâncat absolut tot. Dăm aici frumos pe revenue. Oricum, vedeați deja că a generat 57, aproape 58 de milioane în parcursul lui. Vedem că de data asta pe muzică avem un RPM de 5,40 lei. Mult, mult, mult și foarte bine pe muzică. Pentru că muzica nu asculti o singură dată și după aia nu se mai ascultă niciodată. Muzica are ceea ce se numește replay și probabil că îți generează în continuu bani. Pentru că nu e ca un clip de gaming, te uiți o dată la el și zici da, cum, de ce să mă mai uit încă o dată la clipul ăsta. În schimb la muzică te uiți, o asculti de mai multe ori. Așa că muzica este mult mai profitabilă long term și vedem că această piesă a generat 57 de milioane în toată perioada ei. 5790 de lei, aproape 5800 de lei pe toată perioada existenței sale. Șobolan la volan, mare hitan. Dacă n-ați ascultat-o, puteți să o căutați pe YouTube. Mă rog, asta în cazul în care ați trecut de sau nu găsiți la range-ul de vârstă de 13-17 ani sau înțelegeți Caterinca pentru că este o piesă meme. Este o memă, e la Caterinca. Nu e neapărat să o ascultați că e gel mare hit, dar sună bine, actually. În fine, a generat 57 milioane, dar hai să vedem cum a funcționat în primele 24 de ore. A fost oare atât de bine de la început? Nu! Nu a fost atât de bine la început, a fost un gunoi ordinar. Pentru că, din câte vedeți, nu avea un RPM de 5 lei, avea un RPM de 2 lei și 18, deci nu prea mâncai. Am făcut pe ea 11 lei. A costat mai mult masca de șobolan decât am făcut în prima zi pe aia. Da, dar puteți să vedeți că, în schimb, RPM-ul aici, pot să vă arăt, variază. Pentru că, aici fiind un clip cu foarte multe view-uri, pot să vă arăt că clipul acesta în RPM a variat. De exemplu, pe luna iulie a avut 5,77 lei. A gătit puternic la 5,77 lei, n-avem cum să ne plângem pe o piesă. Din 19.000 de view-uri a făcut sutica și încă 10 lei. În august, totuși, a scăzut la 5.23 și din 24.000 de view-uri a gătit din nou. Dar 128 de lei pe 24.000 de view-uri. Aici, în schimb, erau doar 19.000 de view-uri. Bun. În septembrie e abia început, o să se reglez. Mamă, vezi că luna asta vrea să gătească. 6,30 lei. N-am mai văzut 6,30 lei pe piesa de nu știu când. Aflu odată cu voi, nicio problemă. Da, aparent luna asta vrea să gătească această piesă și un RPM total de când există ea de 5,40. Deci, minunat, piesa asta a ținut tot timpul cu casa. În prime-ul ei făcea undeva la 28 de lei pe zi. Deci eu, fără să postez nimic în prime-ul piesei acestea, făceam 28 de lei pe zi, fără niciun alt clip postat pe YouTube, doar că exista piesa asta pe net. În fine, eu sunt Rodby, v-am prezentat toate aspectele posibile și haideți să trecem înapoi pe camera mare. Da, cred că astăzi v-am răspuns la toate întrebările și cred că la începutul clipului mi-am luat o intonație foarte suspectă, dacă mă întrebați pe mine, nu știu ce a fost cu mine, să-mi iau intonația, eram probabil mult prea hyped și mult prea băgat în chestia că, bă, filmez un clip și am luat-o probabil mult prea în serios. În fine, v-am prezentat lucrurile, cred că cel mai transparent posibil pe cele mai multe zone și cred că v-am răspuns la foarte multe întrebări dacă voiați să vă apucați de YouTube sau dacă vă întrebați câți bani sau cum se fac bani din YouTube și cum funcționează partea asta cu, bă, un clip are atâtea minute, plătești atât, plătește, mai contează, mă rog, am fost foarte transparent cu voi, v-am prezentat absolut tot. Sper să vă fie de folos acest clip sau poate cine știe să vă facă să vă apucați de YouTube sau, nu știu, orice altceva. Am spus că
bă, sincer, mie mi-ar plăcea să văd clipuri de genul și am văzut foarte multe clipuri de genul în state și am zis, bă, de ce să nu fac unul și în România, să știe lumea cam cum funcționează YouTube-ul în România. Dacă se plătește bine, dacă nu. Plus că, at this point, nu sunt niciun creator de top, la modul nu fac view-uri extraordinare pentru că nu m-am mai ținut de YouTube. Dar v-am arătat în toate situațiile câți bani am făcut pe diferite nișe, clipuri, câți bani se fac pe diferite nișe de postat, că m-am arătat și la gaming, și la muzică, și la reacții. Adică eu cred că am fost foarte on point pe tot parcursul clipului pentru cei care își pun întrebări de ce content să se apuce, ce vor să facă pe YouTube, dacă se pot susține în viață cu chestia asta cu YouTube-ul. Sper să vă ajut. Nu știu, eu am fost Rodby. Dacă vi se pare de ajutor clipul ăsta, nu uitați să dați un share, un like, un comentariu, puteți să vă spuneți părerile în comentarii. Mi-a fost dor să filmez un clip de genul. V-am salutat. Pa, pa!